Principalul obiectiv, principala misiune a USL-ului este scoaterea la pensie a lui Ioan Olteanu. Țin să anunți pe acești tovarăși că nu ei mă vor scoate la pensie. Electoratul e singurul care poate să mă scoate, nu la pensie, să nu mai dea un mandat, pentru că la politică nu pot să renunț. Electoratul de pe Colegiul 3 poate să facă acest lucru. Dar nu USL-ul și nici Alexandru Pugna. Eu credeam că ei au ca principală misiune câștigarea electoratului prin programe de guvernare, prin angajamente ferme. A venit tot staful USL la Bistrița ca să ne spună că ei se bucură că Radu Moldovan va reuși să-l scoată pe Ioan Olteanu la pensie. A venit tot staful USL la Bistrița ca să ne spună că aceasta este principala lor misiune. Da, eu mă gândeam că ei vin să spună oamenii lui Bistrița Năsău ce vor face ei, care va fi politica lor de dezvoltare, de susținere a problemelor care se confruntă locuitorii din județul Bistrița Năsău. Așa am crezut, așa a fost normal. Eu am crezut că nu poți, dacă ești sănătos la minte, să spui că scoți din viața politică un om care a făcut atâtea lucruri bune pentru un județ și să-l aduci pe alea, nu a făcut nimic. Ce să vă amintesc? Că între 2004, 2008, 2012, să vă reamintesc, să arătăm populației, în județul Bistrița Năsău au fost peste 152 de proiecte cu resurse europene care au valorificat sau au reprezentat peste 250 de milioane de euro. Toți acești bani au venit în timpul guvernării Boc și Ungureanu, în timp ce în județul Bistrița Năsău pe Colegiul 3 era deputat Ioan Olteanu. Și că în această perioadă mai erau doi deputați. Unul cheamă Radu Emil Moldovan și pe unul Ioan Ținteanu, dar care nu au adus nici măcar un proiect, nici măcar un leu. Și aceștia spun că în fază că misiunea lor specială este să mă scoată din viața politică. Cu regret le spun că nu am nicio temere. Absolut niciuna în fața unei asemenea declarații și că n-am nicio fel de reținere să mă duc în colegiul meu și să cer oamenilor un nou vot. Ei vor fi în măsură să analizeze dacă mă vor vota sau nu. Și nici de cum cei doi trubaduri ai USL-ului județean.